Sportivii din cadrul secției de canotaj CSM Călăraș au obținut 3 medalii de aur și o medalie de bronz la Campionatul European de Canotaj, desfășurat în perioada 6-8 septembrie. Mădălina Cașu, Alexandru Chioseaua și Adriana Ilincăi sunt cei 3 sportivi călărășeni care au obținut rezultate excepționale la europenele din Grecia. După 2 săptămâni de pauză, urmează calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 și la regata de la Lucerna. Vorbiți-ne un pic despre rezultatele obținute de canotorii călărășeni la campionatul european. Rezultatele sunt extraordinare. Este o imensă bucurie să spunem că am obținut 3 medalii de aur și una de bronz din 9 cucerite de delegația României. Acești copii de care tot v-am amintit, Cașu, Mădălina, Chioseaua, Alexandru și nu în ultimul rând Ilinca și Adriana, se luptă pentru Olimpiada visată și dorită de toți sportivii din lume. Sunt niște rezultate extraordinare venite pe un fond de oboseală fantastică, pentru că au avut presiune la campionatele mondiale care abia s-au terminat, avem mai puțin de o lună de la finalizarea campionatelor mondiale, și să începem cu cea mai strălucitoare medalie, spun eu, aur la 8+1, ca și Mădălina a dublat din nou cu un aur în proba de 4 fără. Chioseaua, Alexandru din nou aur în proba de 4+1, iar Ailinca și Adriana a cucerit un bronz mare cât un aur, pentru că nu a mai avut timp să se antreneze cu colega ei de barcă, Maria Tivodariu. Anul trecut duble campioane europene și mondiale de tineret, anul acesta au fost în barca de 8+1, au pus umărul pentru calificarea bărcii. Din păcate, timpul foarte scurt, trecerea de la o probă mare la o probă mică, necesită timp de acomodare și de asta spun eu că a reușit totuși să intre în elita europeană. Pentru necunoscători, ai putea spune bronz, da, locul 3. Dar este un loc 3 european, este un loc 3 venit, v-am mai spus, în condiții foarte, foarte dificile, ceilalți rămânând pe pozițiile în care au concurat și la celelalte campionate. Sunt rezultate de neuitat, sunt rezultate pe care eu zic că cu greu orașul nostru o să le mai cucerească. Din păcate, și spun din păcate, pentru că se pare că interesul este din ce în ce mai mic pentru domeniul nostru nautic. Acești copii sunt, odată cu lupta pentru calificarea la Olimpiadă, sunt supuși și niște unor presiuni fantastice de a rămâne la acest club, în pofida faptului că recompensa lor întârzie și cluburile mari își doresc reprezentanții la Olimpiadă. Vreau să clarificăm un pic lucrurile. De-a lungul timpului s-a tot vehiculat ideea dublei legitimări. Vreau să ne spuneți exact dacă cei 3 sportivi care ne-au reprezentat la campionatul european au dublă legitimare sau sunt legitimați doar la CSM Călăraș. Să clarificăm o dată pentru totdeauna lucrul acesta. După cum am spus întotdeauna și am făcut declarații, nu unul, nici măcar, cum să zic eu, la secția noastră de canotaj, ca să spun așa, nu a existat niciodată dublă legitimare. Tot timpul au fost doar pe CSM Călăraș și nu doar pe CSM Călăraș legitimați, ci împământeniți, să zic așa, aici, începând cu copiii de clasa 6-a, chiar acum am venit de la școala generală, Carol I, unde am înscris o fetiță clasa a 4-a.
Deci eu zic că de care o să auziți este verișoara Alexandru Ștefan, care la fel a ieșit campion balcanic. Odată ce aduci un copil aici, mergi cu el până la vârsta de 22 de ani, 23 de ani. Pentru că aici locuiește, aici a mers la școală, aici a trăit lângă colegii lui, de aici a plecat și culmea spun, își doresc să reprezinte Călărașul și la Olimpiadă. Zic culmea pentru că mie mi-ar fi fost foarte greu în astfel de condiții să rezist presiunilor. Gândiți-vă ce potențial au cluburile extraordinare. An de an, secția canotași vine cu rezultate foarte bune. An de an aveți medalii de aur, medalii de bronz, medalii de argint, campionate europene, campionate mondiale. Cum susțin autoritățile performanța în acest domeniu? Sau cum vă sprijină în acest domeniu? Beneficiați de sprijinul autorităților? Sau... Că bănuiesc, cluburile mari sunt foarte interesate de acest sportiv. Cu siguranță vor să-i tragă la Dinamo, la Steaua. Fiecare își dorește în echipă, în lot, un astfel de sportiv cu calități, cum sunt cei trei pe care i-ați enumerat un pic mai devreme. Aveți sprijinul autorităților și nu numai, dar acum vorbim despre cei trei pentru că au cele mai recente rezultate. Aveți, beneficiați de sprijinul autorităților sau cât de greu vă este să-i țineți la Călăraș? Ce anume îi ține la CSM Călăraș dacă nu aveți parte de sprijinul autorităților? Copiii ăștia vor să reprezinte în continuare Călărașul, dar în afară de dumneavoastră ca antrenor și ceilalți antrenori, ce anume? Înainte să dau cuvântul mai tânărului meu coleg, spuneați de rezultatele obținute an de an. Aceste rezultate, cum am mai spus, sunt obținute datorită colaborării între, foarte bune colaborări între echipa noastră, eu, Eugen Suciu și Madalina Buzdugan. Mă întrebați de ce rămân. Vă răspund, v-am răspuns că nu știu, dar de fapt noi suntem cei care îi păstrăm pe acești copii. Este ca ruperea de părinți. Este, dacă vreți să spun așa, ca atunci când îți pleacă copilul de acasă peste hotare. A trăit aici, a crescut cu tine de mic. Vorbeam cu o mămică că încetează a mai fi mămică pentru copilul venit la CSM Călăraș, să spun așa. Din momentul în care copilul face primul pas pe poartă, pentru că sunt aduși de unde ne trimite Dumnezeu pașii, reușim să convingem copilul, familia, sistemul să ne ajute, funcționează, dă roade, preluăm educația copiilor, iar apoi sunt vânați, pot să spun vânați, pentru că dacă ar exista niște colaborări pe față, cu dragă inimă, și ce părinte nu și-ar dori binele copilului, dar nu în orice condiție, adică nu vrem să-i vindem, nu vrem să-i oferim, să-i gonim de acasă. Noi vrem să-i ținem cât mai mult, ca și plecarea în străinătate. Ne băităm toți că toată lumea, toți românii pleacă în străinătate. Eu zic că primul pas pe care ar trebui să-l facem este să ne ținem copiii lângă noi, să putem să le oferim ce le oferă alții.